dimineața, dragilor! Eu sunt Stella Botez și aici o nouă zi a lunii octombrie. Este o zi de duminică. Am ales o zi de odihnă pentru că vreau să vă arăt cum se odihnește Stella Botez, nu de alta, dar în toate lunile precedente am ales zile în care am muncit mult, în care am avut atât interviuri radio cât și TV, în care am avut spectacole. V-am arătat care este activitatea mea pe parcursul unei zile nebune. Astăzi, în schimb, pentru ultima lună a acestui proiect, pentru că proiectul O zi cu mine și-a propus din start să fie pe durată de un an, mi-am propus să aleg o zi de odihnă în care să vă arăt cum se deconectează un artist, cum se relaxează și ce face pentru a-și încărca bateriile și pentru a începe de la o luni o nouă săptămână mai frumoasă, mai fructuoasă. Așadar, este duminică, este zi de odihnă și toate activitățile de astăzi vor fi pentru ca eu să-mi revin, să mă relaxez. Ce voi face astăzi? Nu știu exact. Ce o să-mi vină, aia o să fac. De aceea, fii cu mine alături și relaxează-te împreună cu mine. Pentru început o să iau micul dejun, dar trebuie să-l pregătesc, de aceea am decis să merg la frigider și să-mi pregătesc niște clătite, pentru că mai am un pic de lapte aici. La treabă! Acesta este micul meu dejun. Cafea cu lăpteșor, clătite cu lancemit, apoi cu dulceață sau cu lapte condensat și fructe. Bună dimineața! Pentru că vreau să merg acum la plimbare cu o prietenă. Apropo, m-am rujat cu rujul Lantos. Și este un ruj tare drăguț pentru mine. Hidratant și foarte, foarte plăcut mirositor. Ori mie îmi plac rujurile care miroase frumos. Atunci când e vreme frumoasă afară, îmi place să merg în parc. Și acum am decis că ies în parcul Valea Trandafirilor cu o prietenă foarte bună, pe care n-am văzut-o de ceva timp și chiar o să-mi facă plăcere. Așa că ne vedem în sânul naturii. E o frumusețe afară de nedescris. Și e așa cald și bine, de parcă e luna lui septembrie și nu sfârșit de octombrie. Este foarte fain în parc. Nu stați acasă, ieșiți afară atâta timp cât soarele lucește și sufletul ne încălzește. Ia mă dânși câți câini! Uhuu! Cuciulache, din unde v-ați luat? Șocioară printre ei. Ce fain! În scurt, mă plimb eu prin parc cu prietena mea, și e vede la mine pe cap un păr sur. E că nu știu dacă se observă, dar el e sur. Primul meu fir de păr sur din cap. Nu pot să cred, eu sunt șoc. Îl păstrez, mama, pentru matale. Hicta însărește. Să
observați, soare deja nu mai este. Ori eu cu prietena mea, Irena, am tot bârfit, am tot băut ceiuț, am tot vorbit, ne-am tot simțit bine. Și acum urmează să merg spre casă și după ce o să-mi gătesc ceva să mănânc, o să mă pregătesc pentru misiunea matinală de mâine și o să public un articol pe stelabotez.com. Eu v-am arătat ce priveliște am de la balcon în mai multe luni, dar acum este extraordinar de frumos. Uitați-vă ce priveliște de toamnă am eu. Și acum, tăman, soarele strălucește și avem parte de un galben extraordinar. Uite așa, eu cu așa această priveliște îmi încarc bateriile. Atunci când îmi dedic toată ziua mie și stau acasă, prefer să gătesc singură și să mănânc mâncarea mea bună, așa cum este ea. De obicei este foarte gustoasă. Și uite că după o plimbare plăcută cu prietena mea prin parc, după ce am mai muncit un pic pentru blogul meu și mi-am pregătit intro-urile pentru emisiunea matinalei de la TVR, mi-am pregătit deja cina, care este acolo pe plită, și o să mănânc, după care probabil voi adormi la un film. Aceasta va fi ziua mea de duminică. Am găsit un film tare fain. Ăștia de la Star Media, un studio cinematografic rusesc, au filme foarte frumoase și eu deseori privesc melodramele lor cu actori foarte frumoși, cu subiecte sensibile, dar mie îmi plac, mă relaxează, îmi deconectez gândurile și uit de grijile mele. De aceea am ales un film rusesc care în traducere ar însemna: eu am crezut că tu vei fi veșnic lângă mine. Mie vizionare plăcută, iar vouă, dragilor, vă mulțumesc că ați fost lângă mine pe parcursul întregii zile de octombrie. Iată că aceasta este ultima lună. Dacă v-a plăcut ce ați văzut sau dacă vă plac videoclipurile mele și alte filmulețe pe acest canal YouTube, abonați-vă, pentru că este canalul meu oficial. Eu mă îngrijesc de el, nu altcineva, și toate noutățile despre mine le aflați anume aici, pe Stella Botez. Mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu noi filmulețe video.